Ai frunzuță verge, gin prună mă ieșa la la. Ai ieșa e la e la. A la 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 e la. Ai jocul lui tata bătrână mă ieșa la la. Și-l joacă bătrânii rote, șalalai. Arde-o-mă! Da, părătucu, iar băgeasă, șalala. Ai șaila, ela, alala, la ela. Da, duminica-n joc să iasă, șalala. Ai și să ține rânduială. Da, și ce cu cel toială, șalala. Cera mă e șalala. Ai eșa e la e la. A la 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 e la. Da îi musaia ce scânta mă e șalala. Da arcul și cu strunile. Hai o porni ptișo. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Ce ne spuneți despre eleva dumneavoastră? Își dorește să devină artist. Are toate aturile din punctul noastră de vedere? Le are pe toate și în plus. E o fată admirabilă. Iubește tot ce e tradițional, de asta și merge pe acest drum drept al tradiției românești, al cântecului popular românesc. Merită cu prins o simță să ajungă acolo unde își dorește. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături în această seară. Mulțumim. Mulțumesc. Frumos. Hai să mergem un pic mai Miriana, față. Miriana, un pic. Da, vreau vă rog. Iartă-mă, te rog, că intervin. Vă rog. Vreau să danseze acest jochei împreună, pentru că altfel nu pot să dau aprecierea până în capăt. Adică jocul ăsta trebuie să-l văd în mișcare. Hai să vedem în mișcare. Puneți microfoanele jos. Dați la mine. Dați-le așa, la mine. Și strigați pe liber, că în sfârșit vă auziți pe... și cântați. Ia să vedem, dacă tot am vorbit, ești chiopatat. Bun. No, acum am văzut până în capăt. Mulțumim, domnule profesor, mulțumim. Așadar, domnule Leșe, vă rog. La ea se vede că nu jocă. Dar de cântat ar cânta cu vocea. Și atunci aici se întâmplă greșeala. Ei fac, zice, mai scoatem ritmul și cântăm cum e ptică la noi bine și unde nu ne iese, zicem la la la. Nu, nu. Trebuie strigat în contratimp. Trebuie mișcarea picioarele să fie într-un fel. Bărbatul poartă fata când se învârtește și așa mai departe. Și toate într-un loc putem zice, bă, a fost bine. Adică suntem prin câmpia transilvanică, altfel cum să vedem, că n-avem cum vede. Încolo a fost bine. Deci Dumnezeu v-a plăcut, oricum. Da. Cum m-au cântat. Mulțumim, Elisa, da. Stan, vă rog.
Melissa, tu ai cântat bine și asta e tot ce contează. Ai toate coordonatele necesare să poți deveni o vedetă populară. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Niculina, te rog! Pentru mine a fost un moment la care m-am uitat ca la un spectacol. Pentru că foarte rar în fața noastră se aduc asemenea cântece. Foarte frumoasă piesa, foarte frumoasă combinația, foarte frumos vi s-au armonizat timbrele vocale. Mulțumim! Foarte. Mulțumim! Cornelia, te rog! Da, într-adevăr, a fost altceva. Te rog frumos să înveți jocurile astea. Sunt lucruri speciale care sunt doar în zona ta. Dar acest moment a fost extraordinar de frumos. Mulțumesc! Ne vedem mai târziu puțin, da? Cu încredere. Proba a treia, fii atentă! Fii atentă!